Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Poveste cu Cântec Neauș, prezentată și realizată, ca de obicei, de Tatiana Mărcoianu. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, în casele dumneavoastră, cu frumoase surprize și frumoase realizări, așa, pe parcursul acestor minunate luni, zile, ore, ce să vă mai spunem. Suntem fericiți, suntem bucuroși, dar... Asta rămâne de văzut, să vă dați seama dumneavoastră de ce. Dragii mei, astăzi alături de mine am un coleg drag sufletului meu. Așa îmi place mie să-i spun, pentru că, într-adevăr, oamenii care sunt ambițioși se văd încă de micuți. Și eu am o vorbă, ziua bună de dimineață se cunoaște. Alături de mine este un prieten drag sufletului meu, un coleg drag pot să-l numesc, pentru că este alături de mine de fiecare dată și a fost în foarte multe activități, spectacole, evenimente. M-a acompaniat, cum a putut el mai bine. Și este decât o mânuță așa de om, dar este minunat. Dragii mei, astăzi alături de mine și în casele dumneavoastră l-am adus pe Viorel Papuc în aplauzele dumneavoastră. Dumneavoastră l-ați mai văzut alături de mine și o să-l vedeți de foarte multe ori, pentru că este un tânăr care într-adevăr promite mult și merită să fie ajutați acești minunați copii, să zic. Pentru că ei sunt foarte mici și poate își lasă din activitățile copilărești ca să se dedice acestor instrumente muzicale, intru direct în detalii, care nu sunt prea ușor de mânuit, să zic. Bine ai revenit, dragul meu, mă bucur să fim astăzi alături de telespectatorii noștri dragi, care ne urmăresc de fiecare dată cu mare interes. Bine v-am găsit la această emisiune minunată și la cele ce urmează vă urez vizionare plăcută. Este alături de mine de foarte mult timp, ne cunoaștem de foarte mult timp, atât cu el cât și cu familia, care sunt niște oameni minunați și să știți că de fiecare dată niște oameni luptători totdeauna ajung acolo unde trebuie. Mai greu, dar știți cum este, treaptă cu treaptă urcată poți să ajungi la niște realizări minunate, cu toate că este foarte greu, cum de altfel cu toții realizăm și vedem dacă nu conștientizăm așa pe măsură. Dragul meu, spune-mi, eu știu că tu ai muncit enorm de mult în perioada asta, pentru că noi am ținut o colaborare foarte frumoasă și nu numai aici ne întâlnim, avem multe acțiuni pe care le facem împreună și vreau să vă spun că este tânăr, bineînțeles, dar de obicei și ei obosesc. Dar el nu obosește niciodată, Viorel. Indiferent unde mergem, este o colaborare extraordinară. Este o colaborare de egalitate. Deci niciodată când vorbesc cu Viorel, nu mă gândesc că ar fi un băiat care are vârsta de, spune tu, 12 ani. Am vrut ca să spună cu gura lui, ca să nu credeți că spun eu altceva. Este un băiat minunat. Și pe această cale îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi scoate în cale acești oameni minunați. Cei care deja sunt maturi și deja sunt în această breaslă, cu siguranță că sunt, cum să zic, rutinați să-mi găsesc cuvintele atât de adecvate în vocabular, dar el este integrat, din prima clipă când ne-am cunoscut, a fost integrat așa, pe măsură. Așa-i, Viorel? Așa este. Spune-mi câteva cuvinte despre instrumentele tale la care cânti. Tu ai mai spus, dar e bine să reactualizăm, pentru că nu toată lumea a reținut și e bine să mai spunem. Primul instrument se numește nai. Este un instrument conceput din lemn, făcut din tuburi așezate unul lângă altul, acordate așa cum trebuie pentru a scoate sunete și rezultatul este minunat. Da, extraordinar de frumos. El nu are numai unul, ai mult mai multe. Și din mai multe, cum se numesc materialele din care se realizează? De exemplu, acesta este conceput fix din inimă de prun, 100%. Foarte frumos. Și cu siguranță că cine le fabrică, deja cred că este un mare meseriaș, să zic așa, priceput, nu? Mi-a fost și profesor. Da?
Maestrul Constantin Ceaușu. Eu nu, că mi-aș dori efectiv să mai cântăm o melodie pe care noi o cântăm așa de obicei, nu? Ce melodie vrei tu? Poți să stai acolo, că se aude și în microfon din fața ta. Ce? Tot ăsta vrei să-l cântăm? Foarte frumos! Păi, dacă tot îl am lângă mine, nu să profit, domnule, și eu de el. Pentru că, într-adevăr, este minunat, nu? Să ai un tânăr lângă tine atât de talentat și de priceput. Hai! Și un pic, cel puțin așa pentru sufletul meu, nu? E păcat, domne, să ai lângă tine un tânăr atât de minunat și noi de fiecare dată când plecăm în acțiuni, când plecăm în activități, ne simțim extraordinar de bine. Viața noi ne-o facem frumoasă, Viorel, așa-i? Așa este. Eu mă bucur că astăzi ai fost alături de mine, cu siguranță că tu vei fi în permanență. Eu îmi doresc să fim împreună până la adânci bătrâneți și până când vom fi pe acest pământ. Pentru că așa este frumos. Și nu întâmplător mai avem lângă noi, dragii noștri, tot așa o colegă dragă sufletului nostru, care este tot în echipa noastră, etalon, în echipa noastră muzicală și de fiecare dată ea este promptă și de fiecare dată ea este cu dau pe buze. În aplauzele dumneavoastră, Loredana Borănescu, frumoasă, elegantă, o colegă și o prietenă dragă sufletului meu și nu vă spun că astăzi întâmplător, dom'le, oamenii minunați, care într-adevăr îți dau starea aia de bine. Nu, eu sunt genul de om care îmi place totul și fac față indiferent la ce s-ar întâmpla. Dar am și eu tabieturile mele și nu toată lumea mi intră așa în grație, cum nici eu nu intru tuturor în grație. Dar astăzi chiar nu este nimic întâmplător, că l-am și pe Viorel Papuc și pe Loredana Borănescu, doi oameni minunați, doi prieteni dragi sufletului meu, pe care eu iubesc și de fiecare dată când suntem împreună, avem acțiuni frumoase. Omul sfințește locul! Bine ai revenit, draga mea, prietenă! Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, fideli. Mă bucur că și în această duminică ne revedem. Mă bucur, este o zi frumoasă, o zi importantă, zic eu, ca de obicei. Orice zi din viața noastră este importantă. Pe această cale vreau să vă mulțumesc că ne urmăriți de fiecare dată și sunteți aproape de noi. Exact. Și cu bune și cu rele, noi suntem mai dumneavoastră. Și dumneavoastră ai noștri. Că așa este. Dom'le, toți pentru unul și unul pentru toți. Viața ne învață să fim alături. Viața ne învață să fim uniți. Viața ne învață să ne iubim, dragii noștri. Cred că trebuie să fie așa pe măsură informația și indiferent ce s-ar întâmpla, să nu uităm că acolo sus cineva ne iubește. Da, toți. La fel zic și eu. Exact. Și noi trebuie să contribuim cu puținul. Ce e greu? Să zâmbești. Și mie mi se pare, Lore, în ciuda tuturor
exact. Problemelor de zi cu zi. Păi de asta au fost de când s-a înființat Pământul. Cel puțin acum revenim și ai văzut că și cu Viorel îmi permit să discut foarte multe lucruri interesante și pe măsura nivelului nostru, pentru că el a fost cu noi de micuț în foarte multe activități. Așa este, da. Și a dat seama că viața este într-adevăr o luptă. Și nu ți se oferă nimic fără luptă. Și noi degeaba stăm pe margine, așa este. Tu ai fost în perioada asta efectiv în forță, în prima linie, să zic. Da, să zicem așa, chiar dacă au fost problemele de zi cu zi. Da. Și ai văzut lucrurile. Da, exact, am văzut lucrurile și dinăuntru și din afară, cum se spune, știi? Dar contează să fim optimiști. Așa să este. Mergem înainte și cu bune și cu rele. Exact. Asta este. Păi, dar nu se poate altfel. Pentru că noi construim efectiv. Și exact cum spuneam și vorbeam și mai adineori la începutul emisiunii, trebuie să urcăm treaptă cu treaptă. Și este atât de frumos, este greu. Și este de plâns atunci când efectiv vezi că mai urci o treaptă, mai cobori una. Dar da, poate urci este, 2, 3, 4 știi, în altă zi. Știi cum este, draga mea Tatiana? Asta este cursul vieții. Așa este. Mai urcăm, mai coborâm, iar încercăm să mai urcăm. Exact. Vedem noi, ne echilibrăm acolo, exact. Știi cum este. Exact cum ai zis tu, viața este o luptă, exact. Și noi suntem niște luptători, că și trebuie da. Să fim, nu? Clar. Da. Nu și cedăm. Trebuie să fim eroi, pe lângă faptul că... Vedem dacă să... Exact. Asta depinde, da, de fiecare, dacă eu am o vorbă, domne, vreau indiferent când va veni sfârșitul ăla, care mulți ni-l doresc, așa, să fie efectiv victorios. Să fie siropos, așa? Da, asta depinde ca... doar de noi, îți dai exact, seama, știi? Exact. Ca niște eroine vorbim, că suntem între fete, da. Așa? Exact cum a fost Ecaterina Teodoroiu. Îmi doresc așa enorm de mult, nu? Păi trebuie să avem muze pe pământul ăsta, trebuie să avem exemple. Așa că, dragii mei, eu de fiecare dată, Lore, când ești aici cu mine, îmi place să avem subiecte așa incendiare. Da, deja noi suntem în lumea noastră, adică... Sigur. Da. Nu avem nicio... Reținere. Exact cum v-am mai spus, nu, noi nu avem secrete. Când suntem aici, vorbim deschis. Exact. Și împreună cu dumneavoastră, bineînțeles. Că... Pentru că, într-adevăr, trebuie și dumneavoastră să fiți alături de noi și să contribuiți. Și mă bucur cei care trimit mesaje, mă bucur că sunteți alături de noi și datorită dumneavoastră să știți că noi facem mari... Nu eforturi. De exemplu, Loredana, vreau să spun că ea și lucrând și ture de noapte, a venit din tură de noapte aici alături de mine. Nu cred că întâmplător, cred că de drag. Pentru că se simte foarte bine. Și în afara ecranului care ne desparte, cât și aici. Și eu mă bucur pe această cale. Pentru că noi am avut mulți mursafiri care au venit din alte locuri, din alte județe, colegii ai noștri, și au venit aici cu boxe, cu tot felul și vor veni în continuare și au venit cu drag și încă de la început au întrebat când o să mai venim. Asta spune mult și pe mine chiar mă bucură. Da, normal. Că suntem gazde primitoare. Draga mea, de ce nu? O să te invit să ne cânti și să ne încânti ca să te vadă și publicul telespectator cât de minunată ești. Să le cânti așa cum știi tu, de frumos și să îmi cânt și mie, că ai niște melodii care, într-adevăr, îmi plac foarte mult și nu întâmplător le ales, pentru că, într-adevăr, sunt așa puse de comun acord, cu mesaj foarte frumos. Da, o să fii special pentru toți telespectatorii de astăzi și din totdeauna, care ne urmăriți, care sunteți fideli, dar probabil nu sunteți în momentul acesta, oricum noi vă iubim în măsură egală pe toți. Cu siguranță că o să ne vedeți fie în direct, reluare sau online. Loredana Borănescu. Și când trecea cineva, la-i di-di-dai-di-di-la.
da. Și când trecea cineva, lai ridi dai ridi lai ridi dai da, se uita lumea la ea, lai ridi dai ridi dai ridi da. Eu nu sunt cu cine mi-e drag, lai ridi dai ridi dai ridi da. Cine mi-e drag nu mai vine, lai ridi lai ridi lai ridi dai da. S-o fi supărat pe mine, lai ridi dai ridi dai ridi da. Cine mi-e drag nu mai vine, lai ridi lai ridi lai ridi dai da. S-o fi supărat pe mine, lai ridi lai ridi dai ridi da. Supărarea l-ar ajunge, lai ridi dai ridi dai ridi da. Supărarea de n-ar fi, lai ridi dai ridi lai ridi dai da. Omul n-ar îmbătrâni, lai ridi dai ridi dai ridi da. Că omul dacă n-ar plânge, lai ridi lai ridi lai ridi dai da. Supărarea l-ar ajunge, lai ridi dai ridi dai ridi da.
să-ți fie aproape. Oricât ei da mai mult cere, te-ar lăsa fără putere. Vrea să-i guși din plin amarul, când drăznesc să-i calci hotarul. Simt că nu am rădăcină, când stau în țară străină. Sunt un pom care se îndoie la pământ de vânt și ploaie. Dar mă ține tare gândul că poate o să-mi vină rândul să am o viață frumoasă lângă ai mei la mine acasă. Dragii mei, ați ascultat-o pe Loredana Borănescu. Eu am ascultat așa cu mare atenție și, într-adevăr, această melodie cu străinătatea chiar extraordinar de frumoasă și cred că mulți s-au regăsit în ea. Așa este? Da. Deci este o melodie specială pentru sufletul meu și sufletul tuturor, celor care știu despre ce este vorba. Și sunt foarte, foarte mulți, cu siguranță. Așa să fie este. Special pentru toți care cunosc gustul străinătății. Cred că majoritatea cunoaștem acest gust al străinătății. Că da, deja, da. De multe ori, poți să te simți străin și în țara ta. Așa este. Și este bine să putem să facem lucruri frumoase și să putem să trecem cu brio peste tot ceea ce ne oferă Dumnezeu. Sunt lucruri multe de spus, dar noi vrem să fim veseli, da. Și să ne înveselim, pentru că de multe ori și muzica asta, să știi că sunt foarte multe melodii pe care eu nu pot să le cânt la evenimente. Îmi dau starea de tristețe. Da, sunt foarte sensibile, într-adevăr, da. Se întâmplă că atunci, bine, la cerere, că sunt persoane care au anumite cerințe și anumite, eu știu, doleanțe, trebuie să fii pe placul la majoritatea, da, că la toți nu se poate, dar încercăm să fim așa, să le intrăm în grație la majoritatea, că de asta mergem la evenimente și după ce că oamenii sunt supărați, noi încercăm să le aducem un strop, o picătură de bucurie, dar să știi că sunt foarte multe melodii pe care efectiv eu cel puțin și cu siguranță că aștept să mă completez și tu, nu le pot cânta în anumite momente sau, de exemplu, când în funcție de eu știu cum mă simt. Tristețe, da, în funcție sau veselie. De stare, da. Exact, da, da, da. Starea spune totul. Așa este, dar ținând cont că atunci când suntem la un eveniment nu mai contează starea noastră, este exact. Clar că suntem atunci universali. Cântăm melodii pentru toată lumea. Să se simtă bine toată lumea, nu mai contează de starea noastră. Da. Pentru că asta facem, asta ne este menirea. Menirea, da. Urmă, da. Pentru asta suntem efectiv lăsați așa cu dedicație pe pământul ăsta. Orice om este lăsat cu mesaj pe pământul ăsta și unicat în felul lui. Bineînțeles. Nu putem fi toți la fel niciodată. Și noi ne dorim să fim ca alții și alții își doresc să fie ca noi. Dar eu sincer îmi doresc poate. Să fiu așa cum sunt eu. Da. Pentru că este bine să fii mulțumit de ceea ce faci tu. Și este bine să-ți placă ceea ce faci tu. Pentru știi că... cum este? Atâta timp cât le faci tu, nu contează că faci sigur. Bune, că faci rele, că o greșești, că nu greșești. Contează că sunt făcute de tine. Și exact. Atunci și trebuie experiență. Să fim mândri până la urmă de... Sigur, orice realizare, ori de eșec, ori de care eșec, nu contează. Exact. Sunt făcute de noi. Și asta este. Atunci când tu, cel puțin, lupți cu toată puterea ta și susținerea, ai văzut că mai mult în ziua de astăzi și la noi în societate contează să ai foarte multă susținere. Sunt fiica lui X, sunt nevasta da, lui Y prea merg sau pe principiul ceva. Ăsta, da, așa este. Momentul când tu, ca om, lupți de unul singur, eu spun din punctul meu de vedere, mm-hmm. pentru că, într-adevăr, nu este atât de ușor să urci, exact cum spuneam eu, treaptă cu treaptă și de multe ori să vezi că rămâi cu gust amar de multe ori, dar mergi în continuare, pentru că interesul este la noi să
ți se taie aripile, nu să te lase să zbori. De altfel se vede, trebuie să fim efectiv așa cu cărțile pe față, pentru că de asta se ajunge în anumite puncte, în care efectiv deja când ești cu piciorul în... Bine, dar noi știi cum este, mergem așa pe drumul nostru, suntem luptători, despre asta vorbeam, noi și normal, nu contează dacă cineva încearcă să-ți taie o aripă, știi? Până la urmă... Exact. Uite că încerca să ne, exact, să ne o taie asta la toți. Asta este viața, așa sunt oamenii. Na, exact. Unii mai buni, unii mai puțin buni. Asta este viața. Dar eu zic că fiecare după suflet și vor... Știi cum e? Fie roata, că de roată tot se învârtea odată. Trebuie să fim niște oameni uniți, să fim mulți uniți și am văzut că deja oamenii s-au mai deșteptat așa cât un pic. Da, păi trebuie să ne luăm câte o lovitură, știi, ca da, să... Da, pentru că, după câte vedeți, dragii noștri, nu că este bine să discutăm, pentru că suntem și noi oameni și avem atâtea lucruri care deja ne deranjează și în domeniul nostru. Adică trebuie să fim și să spunem lucrurilor pe nume. Țara nu ne vrea deștepți. Deci, spuse așa pe față, țara nu ne vrea deștepți, dar noi suntem, să știți. Mulți chiar suntem. Și vedem și noi lucrurile cum stau ca atare. Cu toate că de multe ori ne lăsăm așa pe mâna Domnului și cu siguranță că ne va ajuta. Oamenii buni totdeauna au locul lor aparte acolo. Și ce se va întâmpla, ce ne-a dat Dumnezeu, nu ne va lua nimeni. Nu știu, dar eu sunt așa, cum să zic, sunt ca o carte deschisă și îmi place să vorbesc lucrurilor pe nume, pentru că dacă s-ar vorbi totul, nu s-ar mai fi ajuns, s-ar mai ajunge la situații de genul ăsta, cum suntem noi acum, uite, de exemplu, evenimente, totul, cât de frumos, câte amintiri frumoase, da, avem, câte... Să dea Dumnezeu să fie la fel și de acum. Să dea Dumnezeu să mai avem amintiri și de acum încolo. Exact. Asta la contează anul... cel mai mult. În anii următori să putem să povestim efectiv ca și acum despre trecut. Să dea Dumnezeu să fie. Până acum despre trecut avem ceva de povestit frumos. Avem multe lucruri frumoase. Îmi este puțin teamă de acum încolo, știi, dar exact, să sperăm că totuși, exact, va fi bine. Până acum mai erau așa discrepanțe din astea și într-un fel discriminări între, zic așa, în ghilimelele de rigoare, pentru că e simplu, discutăm, vai, ce rochiță frumoasă ai, ce costum, ce ie, ce nu știu ce, dar sunt lucruri care, domnule, trebuie scoase de acolo din ladă, trebuie scoase de efectiv din praf, pentru că deja sunt lucruri părăfuite care ne afectează, dragii noștri, pe toți. Deci suntem toți în aceeași oală la ora respectivă. Așa este, da. Nu contează, mai sunt anumite persoane că mai stau și mă întâlnesc cu ei. Ce, dar știi cum e după eveniment? Adică vezi efectiv ce se întâmplă în jurul tău și mulți efectiv sar într-un picior și poate că se bucură. Zice, bă, nici eu, dar nici ăia. Știi? Ceva de genul ăsta. Da, păi dar asta este mentalitatea noastră, exact, a românilor. Da, numai că e bine noi să fim pregătiți de fiecare dată. Știi cum este? Dacă eu nu am, tu de ce să ai? Cam așa funcționează la noi. Exact. Eu l-am iubit foarte mult și îl iubesc pe Einstein, care foarte multe informații ne-a adus, foarte multe slogane, foarte multe... ai văzut? Da, băi, asta ne-a rămas să ne cam folosim. Sigur. De... Sigur! Și nu întâmplător, cred că s-au de aceste cuvinte. Aceste... eu știu, fraze care spun multe lucruri frumoase dacă într-adevăr ești un om cu coloană vertebrală dreaptă. Și noi așa trebuie să fim. Eu am o vorbă, domnule, stai strâm și judecă drept. Ne apropiem, draga mea, noi avem multe de povestit, pentru că într-adevăr sunt foarte multe lucruri de descoperit și de spus. Și să știi că este bine ca atunci când ne întâlnim să vorbim lucruri interesante care ne folosesc de acum încolo. Cât trăim, trebuie să luptăm cu victoriozitate, să zic așa, victorioși să ieșim ca întotdeauna. Eu nici n-am simțit nicio perioadă, pentru mine totul a fost ok și cu siguranță va fi în continuare. Draga mea, ne apropiem cu pași repezi de final. Tot ce este frumos trece repede, esențele tare în sticluțe mi se țin și eu zic că decât mult și așa pe lângă cireș, puțin și informații de
calitate. Vreau să le transmiți telespectatorilor noștri frumoși, fidei, care stau în fața micilor ecrane, un mesaj. În primul rând, dumneavoastră știți, eu nu vă doresc decât sănătate, că asta este cea mai bună, și să ne revedem cu bine la următoarea emisiune. Vă cu toată dragostea, dragii mei, și eu la final de emisiune, cu siguranță că v-ați simțit bine, știu asta sigur, vă las în compania Loredanei Voronescu. Nu uitați că Tatiana Mărcoianu vă iubește. La revedere! Restul tot ce-i greu le voi duce-ți.